Doamne, în dimineața aceasta spunem glorie ție, laudă ție, slavă ție, pentru că Tu ești Dumnezeu, pentru că ești plin de dragoste și îți mulțumim că ți-ai manifestat dragostea ta și ai împărtășit-o împreună cu noi. Mulțumim pentru că în dragostea ta, încă o dată în dimineața aceasta, prin versurile cântării, ne-ai adus aminte de prețul care l-ai plătit pentru fiecare dintre noi, de dragul nostru. Mulțumim, Părinte bun din ceruri, pentru acea hotărâre de a-L trimite pe Fiul Tău în lumea noastră. Mulțumim pentru jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Și mărturisim și recunoaștem că dacă n-ar fi fost această jertfă, noi în dimineața aceasta n-am fi fost aici. Recunoaștem și mărturisim că dacă n-ar fi fost jertfa Domnului Iisus Hristos, n-am fi avut această sărbătoare. Recunoaștem că dacă n-ar fi fost jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, nu era har astăzi. Recunoaștem că dacă nu era jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, noi n-am fi avut iertare. Noi n-am fi avut la cine să strigăm, la cine să apelăm. De aceea, mulțumim din toată inima noastră pentru jertfa Domnului nostru Iisus Hristos și mulțumim că jertfa Domnului Iisus Hristos și astăzi are aceeași putere ca întotdeauna. Binecuvântat să fie numele Tău. Mulțumim, Părinte bun, pentru dimineața ce ne-ai oferit-o în dar. Mulțumim că putem să fim pe picioarele noastre în casa Ta. Mulțumim că avem acest prilej de sărbătoare încă o dată în adunare. Doamne, binecuvântat să fie numele Tău. Mulțumim pentru cei care sunt prilejul bucuriei noastre și a cerului. Și în dimineața aceasta, Doamne, cerem binecuvântarea Ta peste ei, Doamne. Și cerem harul Tău, Mântuitor, peste fiecare dintre ei. Mulțumim pentru cei care îți vor sluji în dimineața aceasta. Și, Doamne, la fel te rugăm să le dai har. Te rog, Doamne, să-i dai har corului, fanfarei, tinerilor și fraților slujitori în dimineața aceasta. Doamne, ne rugăm și pentru cei care nu sunt împreună cu noi. Dorința noastră ar fi fost ca întreaga biserică să luăm parte la această bucurie. Dorința noastră ar fi fost ca toți să cântăm și toți să ne bucurăm împreună. Sunt frați care nu poate să fie cu noi la acest timp de închinare de dimineață. Doamne, acolo unde se află, te rugăm să-i binecuvintezi. Și, Doamne, cunoști și pe aceia a căror stare de sănătate nu permite venirea lor în casa Ta. În dimineața aceasta, Doamne, îi aducem înaintea Ta și te rugăm să te atingi de fiecare dintre ei. Ca biserică, mulțumim că de fiecare dată ne-ai ascultat rugăciunea. Mulțumim că ne-ai arătat că ești Dumnezeul care vindecă bolile, că ești Dumnezeul la care nimic nu este prea greu. De aceea, Doamne, spunem slăvit să fie numele Tău. Mulțumim pentru cei care au fost bolnavi, dar în dimineața aceasta sunt în biserică. Doamne, binecuvântat să fii în veci de veci. Și același lucru te rugăm să faci în dreptul tuturor fraților și surorilor noastre care încă trec în suferință. Doamne, te rugăm să le dai sănătate și să-i aduci în casa Ta. Fă ca dimineața aceasta, în locul acesta, prezența Ta să fie simțită de fiecare dintre noi. Și, Doamne, în locul acesta, al Tău nume să fie binecuvântat și înălțat. Amin. Amin. Continuăm să dăm slavă lui Dumnezeu prin cântare. Numărul cântării. O, cât mă simt de fericit că am Mântuitor, orfan, nici părăsit nu sunt cu al meu Salvator. O, cât mă simt de fericit că am Mântuitor, orfan, nici părăsit nu sunt cu al meu Salvator. Slavă Mielului Preasfânt, ce pentru mine a murit. Aleluia, 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 amin. Mi-a spus Iisus și mi-a promis prin al Său Sfânt Cuvânt, se duce să-mi gătească loc în cer, locașul sfânt. Slavă Mielului Preasfânt, ce pentru mine a murit. Aleluia, 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 amin.
La timpul de rugăciune din dimineața aceasta vom fi îndemnați de un cuvânt pe care îl găsim și îl citim din Evanghelia după Luca, din capitolul 15, versetul 7. Evanghelia după Luca, din capitolul 15, versetul 7. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile și continuăm să dăm slavă lui Dumnezeu. 700 numărul cântării. Multă vreme eu am rătăcit neștiind că Iisus m-a iubit pentru mine ca s-a răstignit pe Golgota. Multă vreme eu am rătăcit neștiind că Iisus m-a iubit pentru mine că s-a răstignit pe Golgota. Sus pe cruce noi că în cer nu sunt lacrimi. Și vreau să vă spun că în cer nu sunt lacrimi. Pe pământul acesta sunt multe, multe lacrimi și sunt foarte mulți oameni a căror ochi în permanență stau în lacrimi. Să știți că sunt mulți ochi pe pământul acesta care nu se usucă niciodată, ci plâng în continuu. Dar cu toate că în cer nu sunt lacrimi, ceea ce presupune că e o stare de bine și o stare de bucurie, vreau să vă spun că sunt momente speciale în care intensitatea bucuriei în cer crește. Și Scriptura ne spune în dimineața aceasta că este un moment în care cerul se bucură și îngerii care stau înaintea lui Dumnezeu se bucură într-un mod aparte, se bucură într-un mod special. Și ei fac lucrul acesta, se bucură, atunci când unul singur, dintre aceia care se recunosc ca fiind păcătoși, se întorc cu fața spre Dumnezeu și doresc să-și schimbe parcursul vieții lor și să-L urmeze pe Dumnezeu. În dimineața aceasta stau și mă gândesc așa, oare ce este în cer? Pentru că nu unul, nu doi, nu trei, nu patru, ci să știți că pe fața întregului pământ sunt mulți. Sunt mulți care astăzi îmbracă haine albe și se întorc la Domnul. Este bucurie în cer și dăm slavă lui Dumnezeu pentru aceasta, dar vreau să mulțumim în mod special că în lumea aceasta plină de necazuri, plină de dureri, plină de suferință, plină de lacrimi, Dumnezeu îngăduie să avem și astfel de momente de bucurie și noi pe pământul acesta. Și dimineața aceasta este o dimineață de bucurie pentru noi ca și biserică. Ne bucurăm că încă o dată în biserica noastră, în orașul acesta, Dumnezeu își arată gloria, Dumnezeu își arată puterea și Dumnezeu ne dovedește încă o dată
că El își continuă lucrarea și El este în controlul tuturor lucrurilor. Mărit și binecuvântat să fie numele Lui. În dimineața aceasta ne bucurăm pentru cei trei care de dimineață stau îmbrăcați în haină albă. Vom mai avea unul de după amiaz și cu ajutorul lui Dumnezeu luna viitoare vom mai avea alții care vor îmbrăca haina albă și eu spun ca să lucreze Domnul în așa fel încât în fiecare lună să avem. Amin. Și în momentul în care nu știam sigur cum vom putea să organizăm și să desfășurăm slujba, am zis așa, și dacă e voie doar să botezăm unul singur, e perfect. Facem botez, duminici la rând, cu câte unul, facem botez. Și am zis, ce frumos ar fi ca în fiecare duminică din an să ai botez în casa lui Dumnezeu. Să lucreze Domnul în felul acesta. Vreau să mulțumim în dimineața aceasta Domnului că ne-a oferit acest moment de bucurie ca și biserică. Ne-am întristat mult în anul acesta. Ne-am întristat când am auzit că nu mai putem să venim la adunare. Ne-am întristat o bună bucată de vreme când ușile bisericii au stat închise. Ne-am întristat și ne-a fost greu când am venit aici așa și am stat în fața unei săli și în fața unei adunări goale. A fost teribil de greu. Ne-au sprijinit și ne-au ajutat rugăciunile dumneavoastră și mâna puternică a lui Dumnezeu. Dar a fost o tristețe în inima noastră să stăm aici așa în față, să cântăm, să predicăm și înaintea noastră să nu fie nimeni. Ne-am întristat când am auzit că frații de-ai noștri au trebuit să treacă prin valul încercărilor. Ne-am întristat când am auzit că putem să venim, dar nu putem să venim toți. Și încă este această tristețe în inimile noastre, că nu putem să fim toți în casa lui Dumnezeu la închinare. Și probabil că au fost multe altele. Unii dintre dumneavoastră ați trecut prin grele încercări în anul acesta. Mulțumim lui Dumnezeu că v-a fost alături. Mulțumim lui Dumnezeu că v-a însoțit și v-a sprijinit. Binecuvântat să fie numele Lui. Dar iată că după toate acestea întristări, Dumnezeu a adus și momente de bucurie pentru noi ca și biserică. Și în dimineața aceasta vreau să mulțumim lui Dumnezeu că ne mai oferă momente de bucurie pe pământul acesta. Vreau să mulțumim pentru cei care sunt prilejul bucuriei noastre. Iosua, Ilie și Anastasia în dimineața aceasta îi aducem înaintea lui Dumnezeu în mod special pe ei și ne rugăm ca de astăzi Domnul să-i preia și să ia în mâinile Lui și să-i țină în mâinile Lui până la capătul vieților. Ne rugăm ca Domnul să-i însoțească și Domnul să le dea biruință. Ne rugăm ca Domnul să dea har în dimineața aceasta în locul acesta. Dar pentru că tot am amintit și de bucurii și de întristări, vreau să vă spun că în acest timp în care noi putem să ne bucurăm în casa lui Dumnezeu, vreau să vă spun că sunt alții a căror inimă este zdrobită și că sunt alții care sunt frații și surorile noastre și trec prin valul încercărilor. Mă întreba fratele păstor Toni dacă pot aminti la timpul de rugăciune despre cineva. Da, putem aminti despre toți cei care au nevoie de rugăciune. Și ne rugăm pentru toți aceia care trebuie să treacă prin grele încercări. Vreau să ne rugăm în dimineața aceasta pentru fratele Cosma Marcel. Este infectat cu COVID-19, se află într-o stare destul de gravă la spital. Fratele este din Pâncota. Ne rugăm pentru el în dimineața aceasta. Vreau să vă spun că din biserică din Crivina am un frate, este în spital. Astăzi este a 22-a zi de spital pentru el. Ionel îl cheamă, vreau să ne rugăm pentru Ionel, ca Domnul să-l întărească, ca Domnul să-i dea vindecare pe deplin și Domnul să-l aducă sănătos acasă. Mai sunt mulți alții care sunt pe pat de spital. Sunt alții care nu sunt pe pat de spital, dar sunt pe pat de suferință acasă. Sunt alții care sunt pe pat de suferință de ani și ani de zile. Vreau să ne rugăm în dimineața aceasta și pentru cei care au inima întristată și trec prin momente de încercare. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i întărească. Amin. Sunt conștient și sigur că unii dintre ei ne urmăresc și se închină împreună cu noi. Și cred că, văzând și ei bucuria din biserică, vor avea și ei măcar un moment de bucurie. Așa că ne rugăm ca Domnul să se atingă de ei, ne rugăm pentru tot ceea ce se va întâmpla în locul acesta, să fie pentru slava lui Dumnezeu, pentru cercetarea noastră. Mulțumim pentru momentul de bucurie și mulțumim
pentru cei care sunt prilejul bucuriei noastre. Vă invit să ne ridicăm și aducându-vă aminte că am spus ceva vineri, din toată inima vă rog să veniți și să venim cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Frați, surori, de aici din față, din sală, de la balcon, venim cu rugăciuni înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, fie-ți milă și ascultă-ne și de data aceasta. Amin. Amin. Amin, Doamne, te rugăm și îți mulțumim. Amin. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, omul meu și Dumnezeu meu, vine în dimineața aceasta și cer mila și îndurarea ta peste întreaga. Amin. Amin. Înainte de toate, Doamne, te rog, te aduc pe Iosua, pe Ilie, pe Anastasia, Doamne, ca să îi credințez în mâna ta. Da, da, mii rugăm pentru ei. Și Andreea, Doamne, pe calea care duce către cer, simțitul tare, Doamne, pe calea. Amin. Și Andreea, Doamne, ca niciunul dintre ei să nu se piardă. Andreea, Doamne, că acolo în cer să ne putem bucura cu ei. Și te rog, Tatăl Ceresc, să le dai putere de a merge mai departe. Îți mulțumesc, Doamne, că au luat această hotărâre. Te rog, să binecuvântez întreaga adunare. Amin. Pe toți oamenii încredințăm în mâna ta tot puternică, pentru că și noi avem nevoie de putere din puterea ta. Doamne, te rog să lași binecuvântarea ta peste cei care trec prin suferință. Amin. Cei care au necazuri, cei care au bieți, sunt în pată de suferință. Te rog, Doamne, lasă balsamă și ungerea ta. Amin. Peste ei, peste rănile lor, peste durerile lor. Iar pe cei care, Doamne, Tu i-ai întărit, și unii dintre ei au putut veni la închinare. Te rog să-i binecuvânteze. Amin. Te rog să-i ții în continuare, Doamne, statornici pe calea ta. Și să nu dea înapoi, Doamne, ci să meargă înainte. Doamne, te rog că au mai fost aduse și alte suflete. Te rog, Tată Ceresc, cercetează-i și amin. Amin. Care au probleme, au suferință, au dureri. Unii sunt în pare suferință. De atâta vreme, Doamne, și strigă către Tine. Îndură-te, Doamne, fie ți mine. Amin. Chemăm, Doamne, numele Tău peste ei. Amin. Chemăm vindecarea Ta peste ei, Doamne. Amin. Că Tu poți, Tată Ceresc, să lași vindecarea. De aceea, te rog, în numele Lui Iisus Hristos, lasă Duhul Tău cel Sfânt, atât peste ei, cât și peste noi în locul acesta. Și îți mulțumim, Doamne, că în dimineața aceasta Tu ne-ai mai adăugat o zi la viețile noastre. Lăudat, binecuvântat și glorificat să fii cu veci. Amin. Amin. Pentru ca Ta este toată slavă, cinstea, gloria și mărirea. Te înălțăm, te glorificăm și te binecuvântăm. Amin. Ridică-ne, Doamne, sufletele noastre împovărate. Amin. Pune noi bucurie, Doamne. Amin. Întărește-ne credința la toți. Amin. Întărește și pe frații noștri care s-au alăturat pe calea rusă. Doamne, Doamne, să lupte, Doamne, Doamne, pe cale. În numele Tău, Iisus, te rog să întărești pe cei zdrobiți de întristare. Ridică-i, Doamne, vindecă-i, Doamne, pe cei care sunt implicați în slujire, împărate-i în putere, Doamne. Amin. Să nu mai fie nimic firesc și omenesc preslujitorii Tăi, Doamne. Prezența Ta, Doamne, a simplității și a smereniei să le caracterizeze pe toți. În numele Tău, Iisus, m-a rugat și te glorific și te preamăresc. Amin. Amin. Glorie Ție, slavă Ție, Doamne. Amin.
Glorie ție, mărire. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumesc în numele Domnului nostru Iisus Hristos pentru harul care l-a lăsat să ne apărăm. Slavă ție, Doamne! Doamne, Tată, te rog, Doamne, binecuvintează adunarea. Amin. Amin. Îți mulțumesc pentru sufletele care te vor mărturisi în apa botezului. Mulțumim. Te rog, Doamne, poartă în carul tău de dinamnă. Amin. Te rog, nu-i lăsa. Doamne, să umbe pe calea ta, Doamne. Amin. Nu-i lăsa, o plătește, crește de cel rău. O să fie război, Doamne, acolo. Dar te rog, Doamne, luptă tu împotriva celui rău, Doamne. Te rog, ai mire și durare de ei. Călăuzește pe calea ta, Doamne. Doamne, aduce înainte și bondare din poporul tău. Amin. Pentru toți bolnavii, Doamne, te rog, ridică-i, Doamne. Ai milă. De sănătate, încălăște în mine, Doamne, Iisuse Hristoase, Doamne. Te rog, da să face dragoste la Doamne. Amin, Doamne. Bucurie să fie seara, când după mată, în ziua aceasta, este bucurie în cer, fă bucurie și în biserică. Amin. Amin. Îți mulțumesc, te slăvești și te rugă să te bine și te bucurești. Amin. Da, Doamne. Mărire-ți. Te slăbim și îți mulțumim pentru bucuria care i-ai făcut. Mulțumim, Doamne. Mulțumesc pentru cele trei suflete, Doamne, care astăzi te vor mărturisi în apa botezului. Ia-i în brațele tale. Amin, amin. Întărește-i, Doamne, pe drumul care a venit. Calea este îngustă, nu mai este largă ca până acum. Te rugăm să le dai ajutorul tău. Amin. Și te rog să te Amin. Doamne, aștept în bucuria acea zi când și eu mă voi bucura. Doamne, te rugăm să aduci ziua aceea de prea zi. Doamne, așa mai promis, în numele Domnului Iisus, să-L Amin. Să-L ajut tu pe pocăința și Amin. 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 Te rugăm, atinge-te de fiecare. Amin. Amin. Da, Doamne. Amin. Glorie ție, slavă ție. Amin. 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 Amin.
Așa te rugăm. Amin. 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 Ne unim cu toții glasurile și ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru în comun. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Ocupăm locurile noastre și fanfara de slavă lui Dumnezeu. Familia Domnului Iisus.
slăvit să fie Domnul, spunem în dimineața aceasta și mulțumim Lui că ne oferă acest har să fim parte din frumoasa și măreața Lui familie. Și Domnul să ne ajute să fim oameni care să reprezinte familia aceasta cu cinste și prin trăirea noastră să facem ca tot mai mulți să-și dorească să vină și să intre în această familie. Mulțumim Lui Dumnezeu că încă o dată această familie își deschide brațele și porțile și se extinde și se mărește. Mulțumim Domnului pentru cei care de astăzi intră în această familie și ne rugăm ca Domnul să îi binecuvinteze. Și într-adevăr, familia aceasta să fie o familie reală și să fie o familie unită, să simțim unii împreună cu alții, să ne susținem unii pe alții, să luptăm împreună, să înaintăm împreună, să ne ridicăm unii pe alții, să ne îndemnăm unii pe alții și la capăt de drum, împreună să fim în Împărăția Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Ne rugăm însă ca Domnul să se îndure de toți cei care încă nu fac parte din această familie. Sunt cei dragi ai noștri, sunt oameni pentru care ne rugăm, sunt oameni pe care iubim, sunt oameni lângă care trăim, oameni împreună cu care muncim, mâncăm. Ne rugăm ca Domnul să se îndure și de ei și cât mai degrabă să îi aducă în această familie. În dimineața aceasta, îngăduiți-mi din toată inima și în numele Domnului să vă spun bun venit în casa Domnului. Binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți în dimineața aceasta. Îngăduiți-mi să salut și pe aceia care sunt frații, surorile noastre, dar nu pot să fie împreună cu noi, ei vor veni de după amiaz. Ne întâlnim în continuare dimineața de la A până la H, după amiaza de la I până la Z, așa că Domnul să vă binecuvinteze, frați, surori, care vă închinați împreună cu noi de acasă. Salutăm și pe cei care se închină împreună cu noi de departe, de la sute și mii de kilometri distanță. Domnul să vă binecuvinteze acolo unde vă aflați și bucuria noastră de aici să fie și bucuria voastră acolo. Într-un mod special în dimineața aceasta spunem bun venit în casa lui Dumnezeu celor care îmbracă haină albă. Și ei sunt bucuria noastră. Anul trecut, spre sfârșit de an, după săptămâna de evangelizare pe care am avut-o în casa lui Dumnezeu, un suflet, doar unul a venit să ne spună că ceva s-a întâmplat în inima lui. Acel suflet a fost sufletul fratelui nostru, Ilie. Ilie a venit, ne-a mărturisit lucrul acesta, a venit la cursurile de catecheză, i-am descoperit povestea vieții lui, un om căruia i-a fost dat să treacă prin multe și grele încercări, dar la fel cum se sublinea vineri, mulțumim lui Dumnezeu că în mijlocul încercărilor, în loc să derapeze, să deraieze sau să se îndrepte, să cadă în depresie sau în altele, pașii lui s-au îndreptat spre Dumnezeu și spre casa lui Dumnezeu. Și mulțumim că Domnul i-a ținut pașii aceștia. Și chiar dacă el este veteranul și noi am mai avut așa un botez și a fost inopinant și o salutăm și pe Nicoleta, Domnul să o binecuvinteze, știm că se închină împreună cu noi, i-am spus la următorul, vei fi primul neapărat și mulțumim Domnului. Frate Ilie, fiți bineveniți în dimineața aceasta, salutăm pe toți aceia care îl însoțiți, sunteți împreună cu el, binecuvântarea Domnului să fie peste fiecare dintre dumneavoastră. De vineri îmi doream să spun așa, a fost prezentat de fratele Titus, că fratele lucrează liftier la spital. Vreau să vă spun că de astăzi vă urcați într-un alt lift și mă rog ca liftul acesta să meargă doar în sus. Doar în sus. În jos, absolut deloc, ci doar în sus până ajunge la Domnul. Și pe cât vă este cu putință, Dumnezeu să vă ajute să puteți să-i prindeți și pe alții, să-i trageți în liftul acesta și să ne ajute Domnul aceasta pe fiecare dintre noi. După luni și luni în care tot am anunțat și ne gândeam că este doar unul, au mai venit așa din diferite părți, oameni care ne-au spus că și-ar dori, că ar vrea, de curând am primit un telefon și am mărturisit la momentul potrivit și m-a bucurat telefonul acesta, când unul dintre tinerii de la care speram și așteptam multe, mi-a spus așa, frate Sergiu, am sunat să vă spun că m-am hotărât să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos și vreau să mă botez. Este Iosu al nostru, Iosu Avram, Domnul să-L binecuvinteze.
Ne-am bucurat și vineri de El și de felul frumos în care a venit înaintea noastră și a vorbit. Îmi spunea mama acasă, mama de fiecare dată când așa se închină împreună cu noi, zice, când l-am văzut atât am plâns, zice, atât am plâns și m-am bucurat. Domnul să te binecuvinteze, Iosua, și pentru mine Iosua e un tânăr cu totul și cu totul deosebit. Spun în dimineața aceasta, bun venit și celor care sunt membrii familiei sale, părinți, bunici, verișori, veniți mai de aproape, mai de departe, Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Eu mă bucur că Iosua cântă și în fanfară, cântă și la cor, cântă și cu tinerii, așa că dimineața asta trebuie să cânte și corul, trebuie să cânte și fanfara, trebuie să cânte și tinerii. Domnul să-l binecuvinteze. Tot în familia lor, și am zis că o să amintesc lucrul acesta, e așa o dublă sărbătoare astăzi, că e și aniversarea lui David. David, Domnul să te binecuvinteze. Eu de mult, așa când i-am cunoscut, mă gândeam cum ar fi dacă doi frați îmbracă haina albă deodată. Ei, n-a fost să fie așa, doar unul, dar ne rugăm ca Domnul să-l ajute și pe celălalt. Și m-aș bucura tare mult dacă toți ceilalți tineri care n-au făcut pasul acesta ar urma acest frumos exemplu al lui Iosua. Domnul să vă ajute la aceasta. Bucuriile au continuat și duminica trecută, după timpul de închinare, de dimineață, a venit sora Leluța la noi, sora noastră, și a spus așa, frate Sergiu, mama vrea să-L urmeze pe Domnul. Și mai eram prins cu tinerii, mai cu una cu alta, și zic, o să vorbim. Nu, frate Sergiu, acum trebuie să vorbim. Și, dar zic, mai am numai un pic, zic, nu se poate, zic, vă sun eu într-o... Nu, frate Sergiu, astăzi. Și insistența aceasta a însemnat foarte mult, le-am chemat la birou, a venit cu mama, cu sora noastră Anastasia, împreună cu fratele Adi, am povestit și ne-am bucurat. Și iată că în dimineața aceasta sunt împreună cu noi. Bine ați venit și dumneavoastră și toți cei care vă însoțesc și pe dumneavoastră în dimineața aceasta, în locul acesta. Spunem bun venit și fratelui păstor Toni Mic. Iosua și în parcursul spiritual al lui Iosua, fratele Toni a avut un rol foarte important. Și Iosua m-a întrebat dacă ar fi cu putință, dacă ar fi posibil ca la botezul lui, cel care de atâtea ori a intervenit și a fost alături în drumul vieții, să-i fie și la acest moment frumos în biserică, la acest moment de sărbătoare. Și am zis da, cu drag, frate Toni, bine ați revenit. Domnul să vă dea har special în dimineața aceasta. Domnul să-l întărească și pe fratele Titus. Dacă în urmă cu 2 luni trecea prin grea încercare, iată că la 2 luni distanță, la o mare bucurie și îmbrăcat în haine preoțească, este cel care va oficia actul botezului. Ne rugăm ca Domnul să-i dea har și putere. Și nu numai acum, ne rugăm ca Domnul să vă dea har și putere în continuare, pentru că nădăjduim că vom mai avea multe astfel de ocazii. Domnul să lucreze, a Lui să fie toată slava în dimineața aceasta, în locul acesta. Amin. Corul va da slavă lui Dumnezeu, după cântarea corului, tinerii vor fi aceia care vor veni aici așa în față și vor da și ei slavă lui Dumnezeu printr-o cântare. Apoi fratele Titus are și el un cuvânt pentru noi ca și biserică în dimineața aceasta. După cuvântul fratelui Titus, fanfara va da din nou slavă lui Dumnezeu. Thank you.
Din toată inima spunem slăvit să fie Domnul Cel care a îngăduit ca astăzi să fim nu martori, ci parte la acest serviciu de botez nou testamental și zicem binecuvântat să fie numele Lui. Vedeți dumneavoastră, trăim vremuri deosebite, vremuri speciale. Noi eram obișnuiți ca și biserică să avem săptămână de evangelizare în ultima seară sau nu numai în ultima seară, dar pe parcursul săptămânii de evangelizare să se facă apeluri, cine vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, cine este hotărât pentru Domnul și în urma unor asemenea săptămâni să avem câte o slujbă de botez. Și an de rândul am avut așa ceva și zicem binecuvântat să fie Domnul pentru lucrul acesta. Anul ăsta a fost un an mai special. N-am putut să organizăm evangelizare. Vorbeam cu fratele Sergiu, cu fratele coleg și spuneam nici măcar nu putem să chemăm oameni la biserică. Nu putem să le spunem altora, haideți, veniți cu noi la biserică din momentul în care unora dintre frații noștri le spunem, voi stați acasă. Nu veniți, veniți doar atunci sau doar atunci. Vremuri deosebite, vremuri speciale, dar vedem totuși că Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu încă lucrează, că oamenii încă iau decizii de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos și spunem slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Una dintre mentalitățile cu care am crescut în biserică atunci când era câte un botez, era întrebarea aceasta, zice, sunt numai copii de-a fraților sau sunt și de afară? Și atunci când era contextul în care erau numai copii de-a fraților, parcă vedeam dezamăgire. Și numai noi de noi, numai ai noștri, așa. Îngăduiți-mi să cred că astăzi, dacă ar fi fost jumătate Caransebeșu îmbrăcați în haine albe, pentru Ana și Petrică nu era atâta bucurie cât este că-l văd pe Iosua. Și spun lucrul acesta ca și părinte, spun lucrul acesta ca și tată și cred că sunteți în asentimentul nostru că ne bucurăm de toți cei care se pocăiesc, ne bucurăm de toți cei care se întorc la Dumnezeu, dar dacă ne pierdem copiii, la ce ne folosește? Poate să compenseze lucrul acesta bucuria pe care o avem prin pocăința altora, durerea pierderii copiilor noștri? Faptul că se întorc copiii de-ai noștri la Dumnezeu, faptul că așteptăm, spunea fratele păstor, și luna viitoare un botez, este harul lui Dumnezeu, este mila lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, îndură-te de copiii și de nepoții noștri. Amin.
N-am să predic în dimineața aceasta, dau slavă Domnului pentru fratele Toni, care este împreună cu noi și care va vesti Evanghelie, dar îngăduiți-mi așa o scurtă meditație ca și continuare la versetul pe care fratele păstor l-a citit și vineri seara la timpul de rugăciune și în dimineața aceasta pentru momentul de rugăciune. Și spunea Domnul Iisus Hristos, și îngăduiți-mi să vă spun că dacă este cineva care cunoaște cerul, apoi să știți că nu este nimeni care să-L cunoască mai bine ca Domnul Iisus Hristos. Noi citim în Scriptură despre ce se face în cer, despre lucrurile care se petrec în cer. Domnul Iisus Hristos este unul care vorbește în cunoștință de cauză și Mântuitorul spunea cuvintele acestea, este mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. Dacă ne putem îndoi de cuvintele cuiva, dacă le putem pune sub semnul întrebării, cuvintele Domnului Iisus Hristos niciodată nu pot să fie puse sub semnul întrebării. Și dacă Domnul Iisus Hristos spune cuvintele acestea, este mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, noi credem că așa este. Și zicem, binecuvântat să fii Tu, Doamne. Amin. Dacă v-aș pune întrebarea, când se bucură cerul? Noi avem o cântare, așa, o cântare veche, n-am mai cântat-o de mult. Și poetul de cântare spunea, în cer e bucurie, necaz, acolo noi. Și dacă ar fi să punem întrebarea, când se bucură cerul, am zice tot timpul. În cer este o bucurie continuă, este o bucurie perpetuă, este o bucurie pe care ne-o dorim. Dar Scriptura și Mântuitorul vine și ne spune că este un moment special care aduce mai multă bucurie în cer. Și anume atunci când un păcătos se pocăiește. Acum, noi cum am încheiat timpul de rugăciune? Păi l-am încheiat spunând, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Spuneți-mi, vă rog, dacă astăzi cerul se bucură. Dacă este bucurie în cer, noi cum ar trebui să privim ziua de astăzi? Tot cu bucurie. Ar trebui ca, așa cum am cerut în rugăciune, bucuria cerului să fie bucuria noastră și bucuria noastră să atingă dreapta aceea ca bucuria cerului. Și Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dar știți ce m-aș ruga lui Dumnezeu? Ca Dumnezeu să lucreze în așa fel încât chiar să fie bucurie pentru toți, ca în cer. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, am auzit multe mărturii și probabil le-ați auzit și dumneavoastră, când au fost unii care au spus așa, zice, toate au fost bune și frumoase până le-am spus celor din casă că mă pocăiesc. Și din momentul acela n-a mai fost bucurie. Și din momentul acela au început tensiunile și din momentul acela au început problemele, au început necazurile. Dau slavă Domnului pentru fratele Ilie, pentru sora Anastasia, pentru că n-au avut piedici din partea familiei. Familiile au înțeles, au respectat decizia lor și cred că acum sau în ziua de astăzi se bucură și mă rog, ca bucuria cerului să fie bucuria noastră a tuturor. Amin. Amin.
în Domnului, căci mi-a făcut bine. Lui Dumnezeu glorie, mi se bucură inima mine. Lui Dumnezeu glorie, cânt lui Dumnezeu glorie, și tot pământul să-i cânte. Lui Dumnezeu glorie, El mi-a dus mântuire, de aceea ai cânt pe vecie. Lui Dumnezeu glorie. Cum natura întreagă să-i cânt aș vrea, Lui Dumnezeu glorie, să-mi slăbească munții și apele. Lui Dumnezeu glorie, cânt Lui Dumnezeu glorie, și tot pământul să-i cânte. Lui Dumnezeu glorie, El mi-a dus mântuire, de aceea ai cânt pe vecie. Joi seara, și vă spun pentru cei care nu ați fost vineri, joi seara primesc așa un telefon, seara târziu, numai ce ajunsesem acasă aici. Și la telefon mi se prezintă David Robu și spune: frate Sergiu, aveți timp să vorbiți, puteți vorbi? Și am zis: nu știu dacă mai pot, sunt epuizat, sunt flămând, vreau măcar să mănânc și după aceea te sun dacă nu-i... Zice: nu. David m-a sunat să-mi spună că joia a fost o zi importantă pentru el și s-a hotărât și el pentru Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Stai ca să vedeți că Dumnezeu ne aduce și momente de bucurie. Dimineață, iarăși m-am bucurat, mai de dimineață, eu vin mai de dimineață așa decât veniți dumneavoastră, și e Denis, băiețelul care vine la noi la biserică, și a zis așa: Denis, să știi că eu mă rog pentru tine să fii păstor. Și el zice: frate Sergiu, asta și vreau. Am zis: slăvit să fie Domnul. Da, pentru mine, să știți că a fost așa, așa a fost o mare bucurie. Cezarul meu era pe scări și cumva zice: și eu vreau. Am cu el mai discutăm, dar Domnul să lucreze și frumos și bine să ne știm copiii și pe toți cei dragi ai noștri, numai copiii, să știm pe această cale care se numește a Domnului și care știm sigur că este unică și duce în ceruri sus. Domnul să ajute pe toți cei care nu sunt pe ea să pornească, să-i aducă Domnul pe această cale, iar pe cei care suntem să ne ajute Domnul, așa cum am cântat, să nu dăm înapoi, să nu dăm înapoi, ci să mergem înainte. Domnul să ne binecuvinteze. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne întâlnim și după amiază în casa Domnului, începând cu ora 18, când din nou avem bucurie și sărbătoare în casa lui Dumnezeu. Ne-am bucurat să avem cu dumneavoastră cei care ați fost de dimineață, doar că lucrul acesta este imposibil. Așa că în cadrul slujbei de după amiază ne vom închina, ne vom bucura în locul acesta, împreună cu frații și surorile noastre, a căror nume de familie este cuprins și inclus de la litera I până la litera Z. Aici există o excepție și excepția o fac aceia care slujesc, și frații și surorile de la cor, vă rugăm tare mult ca și de după amiază să stați la dispoziția Domnului. Asemeni, îi rugăm pe cei de la fanfară și asemeni rog pe cei tineri și zic totuși ca Dumnezeu să lucreze de pe acum la inima noastră. Mă gândesc și nădăjduiesc că Dumnezeu va aduce acele vremuri în care nu va mai trebui să ne întâlnim separat. Și mă gândesc că poate pentru unii cumva timpul acesta va crea o anumită obișnuință. Bă, de ce să mai mă duc de două ori? Ai văzut că o merg și odată să mă duc. Dragii mei, să ne păzească Domnul de astfel de gânduri și să țină Domnul departe astfel de obiceiuri și, dacă se va putea, să căutăm să venim la casa lui Dumnezeu. Excepție, iarăși, tot pentru după amiază, fac aceia care sunt poate rudenii, sunt cunoscuți și vor să ia parte
la această sărbătoare. Domnul să dea har, Domnul să dea biruință. Acum lăudăm numele lui Dumnezeu printr-o cântare comună și ne închinăm înaintea Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. ...264, numărul cântării. Credința mea eu o zidesc pe cuvântul sfânt și ceresc, al ce va trece ca spuma Hristos, ca stâncă în veci va sta. Credința mea eu o zidesc pe cuvântul sfânt și ceresc, al ce va trece ca spuma Hristos, ca stâncă în veci va sta. Cine în el se încrede, pe nisip n-o mai zidește, pe nisip n-o mai zidește. Deși fața lui ascunsă, mila lui mă înconjoară, poate veni orice bifor, pe-această stâncă sunt sigur. Cine în el se încrede, pe nisip n-o mai zidește, pe nisip n-o mai zidește. Legământul scum sângele mă scutește-n primejdie, chiar toate de s-ar risipi, Hristos în veci stă neclintit. Cine în el se încrede, pe nisip n-o mai zidește, pe nisip n-o mai zidește. Iar când Iisus va judeca și celor mor sus va striga, dreptatea lui mie va fi haina în care voi luci. Cine în el se încrede, pe nisip n-o mai zidește, pe nisip n-o mai zidește. Dragi frați și surori, vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, și de la versetul 35 vom citi câteva versete, cuvânt din partea Domnului, pe care ne rugăm ca Dumnezeu să-L facă o binecuvântare pentru noi toți. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 35. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis, ce căutați? Ei i-au răspuns, Rabi, care tălmăcit însemnează învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Amin. Amin. Să ne rugăm Domnului. Doamne Tată, Dumnezeule preanalt, îți mulțumesc, Doamne, pentru harul care îl avem și în dimineața asta să fim în casa Ta. Da, Doamne. Te rog să binecuvintezi orice frate și soră care au pășit pragul casei Tale, Doamne. Amin. Te rog să binecuvintezi cuvântul care a fost citit. Te rog să-l binecuvintezi și pe fratele păstor, Doamne, cu îndoită putere, Doamne, pentru a vesti cuvântul Tău, Doamne. Doamne, te rog să binecuvintezi și darurile acestea de bună voie, Amin. Doamne, să binecuvintezi dătătorul voios, Doamne. Te rog, Doamne, să binecuvintezi și tot ce s-a făcut până acum în casa Ta. Cântare, poezie, tot ce se face în continuare, Doamne.
Te rog să ai milă și de bolnavi din poporul așa. Tău, Doamne. Amin. Și a ta să fie toată slava în veci. Amin. 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 Vă invit să ocupați locurile. Sunt plin de bucurie ca în această zi de sărbătoare, sărbătoarea cerului, sărbătoarea Bisericii Ghețiman din Caransebeș, sărbătoarea familiilor celor care în această zi au pe cei dragi înaintea Domnului, îmbrăcați în haine albe, gata să-și mărturisească credința lor în Domnul Iisus. Și această bucurie este azi și bucuria mea și îl slăvesc pe Dumnezeu. Sigur că sunt zile în care avem și altfel de sentimente, deși Apostolul Pavel ne îndeamnă și ne spune bucurați-vă la botez și la Paști și la Crăciun. Așa zice. Nu zice așa. Zice bucurați-vă totdeauna, chiar și atunci când treci prin dureri, prin necazuri, prin boli, prin încercări, prin furtuni, chiar și atunci, bucură-te. Și vreau ca această bucurie a Domnului să fie o realitate în inimile noastre ale tuturora. Dumnezeu să binecuvinteze întreaga adunare. Amin. Dragi frați și surori, vă mărturisesc că de câteva zile inima mea și ochii mei sunt atrași de acest cuvânt pe care l-am citit și vă mărturisesc că în toți anii de slujire parcă n-am văzut pasajul acesta. Deși îl știam poate pe din afară, n-am putut să-l observ și n-am putut să mă apropii prea mult asupra lui pentru că nu mi s-a părut prea important. Însă uitându-mă cu atenție la acest pasaj, am văzut un lucru care m-a cutremurat și anume, cum să predici 4 cuvinte. 4 cuvinte. Și după ce ai predicat 4 cuvinte, 2 oameni să hotărească să-L urmeze pe Domnul Iisus. Și am zis, extraordinar, doar 4 cuvinte. Așa spune aici, iată mielul lui Dumnezeu. 4 cuvinte. O predică atât de scurtă, atât de simplă și de clară și totuși atât de puternică. Sigur că fiecare predicator ar vrea să aibă succes și în mesajul pe care îl predică să fie cu putere și însoțit de harul lui Dumnezeu pentru mântuirea celor care ascultă. Să-i vezi că iau decizii. Ce frumos! Numai că atunci când te uiți în cuvânt și vezi lucrurile acestea, îți dai seama că ele sunt la îndemâna ta ca predicator, la îndemâna ta ca slujitor al lui Dumnezeu, numai că nu le-ai observat. Și pentru că Dumnezeu mi-a descoperit lucrurile acestea, vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră. Ele sunt în aceeași măsură pentru noi, cei care suntem în legământ cu Dumnezeu, în aceeași măsură pentru cei care sunt îmbrăcați în haine albe, și mă rog ca Dumnezeu să-i folosească spre slava Lui pentru lărgirea împărăției Lui, sunt în aceeași măsură cuvintele acestea valabile și pentru cei ce sunt prieteni și musafiri în casa Domnului. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Așadar, cuvântul lui Dumnezeu ni se potrivește tuturora. Și haideți să ne apropiem de cuvânt și să observăm mai întâi cine este cel ce predică. Pentru că știm că un cuvânt este plin de putere dacă cel ce predică are o trăire, că degeaba predici, știți cum se zice în popor, fă ce zice predicatorul, dar nu fă ce, n-are putere. Păi dacă predici așa numai să predici și viața ta nu-i cum trebuie, n-are niciun rost. Că până la urmă ajungi să te condamni singur, că tu spui lucruri pe care ar trebui să le trăiască fiecare, dar pe care tu nu le trăiești și te condamni. Când ne uităm în cuvântul Domnului însă să vedem cine este cel ce predică, ne dăm seama că este Ioan Botezătorul. Dar cine este Ioan Botezătorul? În mărturia pe care Domnul Iisus Hristos o face despre el, el spune că Ioan Botezătorul este cel mai mare om care s-a născut din femeie. Și un adevăr pe care nimeni nu-l poate contesta, deși Irod și cei din vremea lui Ioan nu prea erau de acord cu Ioan. Și se uitau la el și îl întrebau, dar tu cine ești de vii la noi cu astfel de mesaje? Cine ești tu să faci lucrarea pe care o faci? Dar Domnul Iisus când se uită și vorbește despre Ioan Botezătorul, spune cuvântul acesta în Evanghelia după Luca, la capitolul 7, aș vrea să citesc versetul 28, zice așa, vă spun că dintre cei născuți din femeie
Nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. E, acum înțelegem, normal. Un astfel de om când predică, nu-i nimeni la înălțimea lui, nu este nimeni să fie de valoarea lui. Cu siguranță mesajul lui are putere. Cu siguranță cele patru cuvinte a lui sunt pline de putere. Numai că Domnul Iisus continuă, dragii mei, și lucrul acesta iară mi-a dat de gândit. Zice așa, totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Cum, Doamne? Niciun om născut în femeie nu este așa de mare ca Ioan Botezătorul și totuși cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât Ioan? Adică ceea ce predică Ioan poate să fie și predica mea? Adică puterea cu care predică Ioan poate să fie și puterea în predica mea? Și răspunsul este da, dar nu numai a mea. Nu numai celor care se urcă la învol, ci a tuturor celor care sunt în împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, este ceva ce Dumnezeu a pus la îndemâna noastră. Rămâne o întrebare, oare predicăm? Dumnezeu când vorbește despre Ioan, și aș vrea să ne uităm la capitolul 1 din Evanghelia după Ioan, aici este cuvântul care zice, în versetul 6 zice așa, a venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor. Cine este predicatorul? Cel mai mare om născut în femeie, dar este un om trimis de Dumnezeu. Și lucrul acesta de asemenea este foarte important. Să nu te duci dacă nu te trimite Dumnezeu. Dar nu zăbovi când te trimite Dumnezeu. Când simți că Dumnezeu te trimite, du-te că ești copilul Lui. Du-te că El este cu tine. Du-te că El face lucrarea. Tu du-te. Deci Apostolul Pavel la un moment dat, au venit unii dintre noi, dar n-au fost trimiși de noi. Sunt oameni care merg, dar nu sunt trimiși de Dumnezeu. Ei n-au acea lucrare, n-au acea putere, n-au acel rezultat. De ce? Pentru că nu i-a trimis Dumnezeu. Când te trimite Dumnezeu, și Ioan era un astfel de om, omul trimis de Dumnezeu întotdeauna se evidențiază, îl vezi, imediat îl descoperi. Ce se vede la Ioan, omul trimis de Dumnezeu atunci când predică? El nu se predică pe sine. Nu vi se pare ciudat? Puteți să spună, măi, știți cine sunt eu, că era lângă ucenicii lui. Păi pe mine m-a trimis Dumnezeu. Am o experiență extraordinară cu Dumnezeu. Relația mea cu Dumnezeu este una extraordinară. Și vreau să știți, eu am fost umplut de Duhul lui Dumnezeu și sunt călăuzit de Duhul lui Dumnezeu în tot ce fac. Dar Ioan, omul trimis de Dumnezeu, nu se predică pe sine, pentru că ascultătorii n-are nevoie de el. Ascultătorii n-are nevoie de mine. Ascultătorii au nevoie de Iisus, slăvit să fie El. De aceea predicatorul trimis de Dumnezeu nu se predică pe sine. Nu predică nici măcar rezultatele lucrării lui, nu? Ce frumos putea să spună Ioan, ai văzut? Au venit toți să se boteze. Tot Israelul a venit la mine. Dar ai văzut cum am înfruntat pe farisei, pe cărturari? Ai văzut cum am vorbit? Dar Ioan nu predică nici lucrările lui și realizările lui. Ioan predică altceva. Pentru că omul trimis de Dumnezeu îl predică pe Iisus. Slăvit să fie numele Lui. Înainte de a predica, însă observați un lucru extraordinar la omul lui Dumnezeu. Spune cuvântul așa. Și pe când privea pe cine? Pe Iisus. Pe când privea pe Iisus umblând, apoi predică. Privirea omului trimis de Dumnezeu este îndreptată înspre Domnul Iisus. Privirea este foarte importantă. Să privim la Iisus este scopul pe care Dumnezeu îl are cu noi. Și îndemnul Sfintei Scripturi pentru noi, dacă vă uitați în Epistola către Evrei, este acesta. Să privim țintă la cine? La căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria ce era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea, a murit pentru noi. Să privim țintă la Iisus. Frați și surori, e adevărat că vremurile în care trăim sunt vremuri tulburi. Aduc tot felul de vești și nu puțini sunt neliniștiți.
Nu puțin au temeri în vremurile acestea. Se pune o întrebare, la cine te uiți? Tu care ești în împărăția lui Dumnezeu, nu cumva te uiți să vezi cât s-au îmbolnăvit de COVID? Nu cumva te uiți să vezi cât s-au murit? Nu cumva te uiți să vezi ce zic oamenii din jur? Nu cumva te uiți la ceea ce se întâmplă în jur? Frați și surori, noi trebuie să ne uităm la Domnul Iisus. Când te uiți la Domnul Iisus, nu poți să nu vezi lucrarea Lui. Mă gândesc că dacă astăzi ni s-ar deschide ochii, cu siguranță l-am vedea pe Domnul Iisus aici. El este prezent, slăvit să fie El. Dar oare îl vedem? Când te uiți așa în biserică, îl vezi pe Iisus. Unde este oare? E aici oare la amvon? Atingând inima și buzele predicatorului ca să dea cuvânt plin de har și de putere? Oare este lângă cei ce cântă să le sfințească vocile și viața? Oare este lângă cel necăjit și trist care e în bancă? Oare este lângă cel care este încă prins în lanțul păcatului și a fără de legii și bate la ușa inimii lui? Domnul Iisus este între noi, frați și surori, să ne uităm la Domnul Iisus. Așa îmi place uneori când văd în câte o biserică scris aici pe amvon, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și asta trebuie să știe predicatorul și asta trebuie să știm noi. Venim să-L vedem pe Domnul Iisus. Când te uiți la Domnul Iisus, nu poți să nu predici. Când vezi bunătatea Lui, când vezi dragostea Lui, când vezi îndurarea Lui, când îl vezi pe El, nu poți să nu predici despre El. Și acum observați ce predică Ioan. Aceste patru cuvinte îmi sunt atât de dragi. El zice simplu, iată mielul lui Dumnezeu. Și interesant, după ce se termină predica, fără nicio provocare, fără niciun o întrebare pe care s-o pună ucenicilor, voi ce faceți, ce aveți de gând să faceți? Noi mai facem, cum spunea fratele Titus, mai erau chemări în serile de evangelizare, cine vrea? E o provocare pe care o facem, pentru că am dorit ca cei ce sunt aici să fie în legământ cu Dumnezeu. Dar Ioan nu mai face nicio provocare pentru nimeni. El predică și după ce predică, el lasă ca acest cuvânt să lucreze. Și interesant, ucenicii care erau lângă el iau hotărârea care trebuie, slăvit să fie Dumnezeu. Acum, dragii mei, dacă predica ar fi doar atât în dimineața asta, iată mielul lui Dumnezeu. Ce ai face tu? Oare ești gata să iei decizia cea bună? Ce ai face tu? Ce aș face eu? Care e hotărârea pe care o luăm? Acum, pentru noi, cuvintele astea parcă nu spun prea mult. Iată mielul lui Dumnezeu. Pentru ei însă, pentru ucenici, pentru cei ce făceau parte din poporul Domnului, care aveau scripturile Vechiului Testament și care aveau în practica și în trăirea lor în fiecare an experiențe și învățături, lecții speciale pentru ceea ce înseamnă mielul lui Dumnezeu, pentru ei, cu siguranță, aceste patru cuvinte au însemnat mult mai mult. Și pentru ei mesajul era mult mai clar. Aș vrea să vă ajut și pe dumneavoastră măcar trei lecții să le subliniem în dimineața asta. Vă aduceți aminte că după ce a păcătuit Adam și Eva, Dumnezeu i-a scos din părtășia cu el, i-a scos din grădina Eden. A avut mai apoi copii. Nu știu dacă au împărtășit cu copiii lor despre frumusețea părtășiei cu Dumnezeu. Numai că la un moment dat în inima copiilor s-a născut dorința să se apropie de Dumnezeu. Și iată-i pe cei doi fii, Cain și Abel, fiecare cu dorința de a se apropia de Dumnezeu. Și au venit amândoi. Nu știu cât de distanțați au fost unul față de altul. Cert este că a văzut unul cum îl primește Dumnezeu pe celălalt și a simțit cum îl respinge pe el. Cain, când a venit să se apropie de Dumnezeu, a venit cu meritele lui. A venit cu rodul muncii lui. A venit cumva așa, Doamne, după ce ți-aduc astea, unde vezi, e jertfa mea, e lucrarea mea, e transpirația mea, acum cred că te oblig, primește-mă. Și Dumnezeu nu-l primește pe om prin merite. Alături de el însă a venit și Abel. Și ce a adus Abel? A adus un miel. A jertfit mielul. Și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu a privit cu drag înspre Abel. Și lecția era atât de clară și atât de clară pentru noi și astăzi. Dacă vrei să te apropii de Dumnezeu, nu încerca prin meritele tale.
Nu încerca pe altă cale, că nu vei reuși. Singura modalitate prin care cineva se poate apropia de Dumnezeu este mielul lui Dumnezeu, adică Iisus, slăvit să fie El. Când vii la Dumnezeu prin miel, vei căpăta bunăvoința lui Dumnezeu. Știți ce spune Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan la capitolul 14? El zice așa: Eu sunt calea, adevărul și viața. Și continuă: Nimeni nu vine la Tatăl decât slăvit să fie El. Oricine ai fi, oricum ai fi, când vii la Dumnezeu prin Iisus, vei fi primit. Vei căpăta bunăvoință. Și iată pe cei doi stând acolo și ascultând predica. Probabil că au înțeles ei, măi, de Dumnezeu mă pot apropia numai prin mielul. Și au luat hotărârea cea bună. Frații mei, este și pentru noi azi. O altă lecție pe care aș dori să o subliniez, o găsim tot în cartea Geneza. Atunci când Dumnezeu îi spune lui Avraam, tatăl tuturor credincioșilor, Avraam, iată-mă, Doamne, zice el, ia-l pe fiul tău pe care îl iubești, pe Isaac, ia-l și adu-l ca jertfă. Și iată-l pe Avraam să pregătește și să duce cu Isaac, să aducă jertfă lui Dumnezeu. Și la un moment dat, când îi numai Avraam cu Isaac, Isaac se întoarce spre tata și spune: Tată, iată lemnele, iată focul. Rămâne o întrebare. Unde-i mielul de jertfă? Lipsește ceva? Știți ce îi răspunde Avraam? Dumnezeu va purta de grijă. Și dragii mei, au trecut atâția ani, 2000 de ani, până când s-a auzit răspunsul: iată mielul lui Dumnezeu. Și îl ia Avraam pe Isaac și după ce clădește altarul, îl pune pe Isaac pe altar și când dă să-l sacrifice, intervine Dumnezeu. Și dintr-o dată lecția pe care o învățăm aici este aceasta: este un miel care te înlocuiește pe tine în moarte. Mielul a venit să moară în locul tău. Mielul este pregătit de Dumnezeu ca să te înlocuiască pe tine în moarte, în pedeapsă. Lecția aceasta este pentru noi astăzi. Cei doi au ascultat predica și au luat hotărârea în dreptul lor. Ce hotărâre luăm noi? Și o altă lecție pe care aș dori să o subliniez, o găsim în Exod capitolul 12. De data aceasta, tot poporul Israel era în robie, era în Egipt. Acolo, Egiptul stăpânea peste ei cu autoritate. Nu era ușor, erau vremuri grele. Dacă azi să închid adunările și spunem, sunt zile grele, dacă azi nu putem să ne strângem în brață, doar ne privim de la distanță și cumva mai facem cu mâna, uneori mai îndrăznim să dăm și mâna, da, ne întrebăm, oare să o dau, e bine sau nu e bine, cum să ne salutăm? În vremea aceea, mamele trebuiau să-și ucidă copiii, era o poruncă. Dacă era de parte bărbătească, trebuia să-l ucizi. Nimeni nu mai putea să-și facă program după cum vroia. Nimeni nu putea să spună, mă trezesc când vreau, mă duc unde vreau, azi mă duc la Nil să fac baie. No. Nimeni nu putea să ia hotărâri, pentru că erau alții care stăpâneau peste ei. Și nuiaua era acolo și biciul le lovea spinarea și erau obligați să muncească pentru faraon. Și în vremea aceea, Dumnezeu a hotărât să elibereze pe ei din robia aceea grea. Știți care a fost soluția? Știți care a fost modalitatea prin care Dumnezeu i-a eliberat din robie? N-a fost alta decât jertfirea mielului, slăvit să fie Dumnezeu. Și când s-a jertfit mielul și când sângele lui a fost pus acolo, ca semn pe casele lor, Dumnezeu i-a eliberat din robie. Dumnezeu i-a scos afară. Și lecția este pentru noi astăzi. Vrei să te apropii de Dumnezeu numai prin Iisus. Dar cine este Iisus? Este mielul lui Dumnezeu trimis ca să te înlocuiască pe tine în moarte. El să moară, iar tu să ai viață. Este Cel care te eliberează din robie, din robia păcatului și a morții și prin sângele Lui să te curățească de orice păcat. Slăvit să fie El. Așa predică Ioan. Iată mielul lui Dumnezeu. Cu o zi înainte, el predică și spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și doi din ucenici iau o hotărâre. O hotărâre care trebuie. O hotărâre atât de importantă, pe care mă bucur că au luat-o cei trei. Cei care se vor boteza după masă. Cei care se vor boteza luna viitoare. Dragi frați și surori,
Aș vrea ca decizia asta să fie a noastră, a fiecăruia. Dragi prieteni, aș vrea ca decizia asta să fie a noastră și a voastră tuturor. E atât de important pentru că așa putem căpăta bună voința Domnului. Mă uit acum la cei doi care au luat o hotărâre și care în ziua aceea au intrat acolo unde locuia Iisus. M-am uitat așa în Scriptură să văd, a mai ajuns cineva să meargă să vadă unde stă Iisus? Nicăieri în Scriptură. Nu scrie că cineva ar mai fi văzut unde locuiește Domnul Iisus. Ei au venit și au zis, Rabi, și Iisus i-a întrebat, Învățătorule, zic ei, unde locuiești? Și versetul 39 zice, veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia. Și în ziua aceea au rămas la el. Extraordinar! O predică simplă, 4 cuvinte. Și 2 oameni au ajuns în acea zi, nu doar să meargă după Iisus, ci să locuiască cu Iisus, să stea împreună cu el. Și în ziua aceea să fie împreună cu el. Este ceva extraordinar, care, dragii mei, se poate întâmpla azi aici, cu noi, cu fiecare, luând decizia cea bună. Acum, uitându-mă puțin la acești oameni, observați câteva lucruri. Păi nu poți așa oriunde și oricum să auzi predica și imediat să fii. Nu se poate oricum și oriunde. Uitați-vă la oamenii aceștia. Mai întâi trebuie să fii în locul potrivit, la momentul potrivit. Ioan a mai avut și alți ucenici, dar numai 2 erau acolo. Nu știu unde au fost ceilalți, dar cei care au fost acolo în momentul acela, ei au putut lua hotărârea. Ei au auzit ce trebuie auzit. Să fii la locul potrivit în momentul potrivit. Să știți că Domnul Iisus deja a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Nu-L găsim în orice loc. Pe Domnul Iisus însă îl găsim acolo unde spune El că este plăcerea Lui. Și El zice, casa Tatălui meu este o casă de rugăciune. Acolo unde oamenii se adună la rugăciune, unde oamenii se strâng împreună, spune Domnul Iisus, și iată că eu sunt cu voi. Iar dacă 2 sau 3 se adună în numele meu, și eu voi fi în mijlocul lor. Nu în orice loc este prezent Iisus, dar când ești prezent în locul potrivit și asculți mesajul potrivit, ce te împiedică să iei decizia? Oamenii aceștia, dragii mei, au luat o decizie, a zice eu, puțin așa, ciudată. Și anume, să-și părăsească învățătorul. Ei l-au părăsit pe Ioan, care le-a predicat așa de frumos și cu atâta putere. Și-au schimbat direcția în urma mesajului. Și ei l-au părăsit pe Ioan, dar l-au ales pe Iisus. Și aici e frumusețea. Pentru că nu căutăm să ne facem partid. Nu căutăm să ne facem aici echipă. Și căutăm cu toții să privim la Iisus și să-L urmăm pe Iisus, să fim ucenicii lui Iisus. Doamne, ajută-ne la asta! Că dacă sunt ucenicii lui păstorul cutare sau alucutare, să rupe biserica, să dezbină frații. Dar acolo unde toți privim la Iisus, să strâng frați împreună. Și zic, suntem împreună, legați în legătura dragostei, mergem înainte. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze în asta. Oamenii aceștia au hotărât, mergem după Iisus. Și-au și pornit, nu doar că au zis ei, măi, n-ar fi bine oare să așteptăm o altă ocazie, nu? Poate că duminica viitoare, sau poate că după masă. Oamenii aceștia n-au așteptat. În momentul în care au fost acolo și au auzit predica, oamenii aceștia au hotărât imediat în dreptul lor. Ba mai mult, nu numai că au fost acolo, spune cuvântul Domnului, cei 2 ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Să fii prezent e una, dar să ai și inima deschisă, să ai și urechile deschise e alta. Îmi vine în minte acum o întâmplare care a zice eu, poate că nu-i chiar potrivită, dar era așa într-o familie unde sora era credincioasă și soțul necredincios. A insistat ea mult, măi, vino și tu, măcar o dată, de dragul meu, vino cu mine la adunare. Și el n-a vrut să meargă. Dar după stăruință supărătoare, într-o zi a zis, nu-i nimic, uite, azi vin cu tine. Și a venit la adunare. Dar el a luat o hotărâre. Cât voi sta în adunare, voi sta cu mâinile în urechi. Să n-aud nimic din ce se spune acolo. Și a stat cu mâinile în urechi. Soția era în adunare, numai că așa lucrează Domnul. Fiind o biserică de la țară, ușă deschisă, geam deschis, fiind cald,
A venit o muscă și unde credeți că s-a pus musca? Exact pe nasul lui. Acum el cu degetele în urechi, cum să dea musca la o parte? A trebuit să ia mâna și să dea după muscă. Și cel ce predica la amvon a zis următoarele cuvinte. Așa zice Domnul, cine are urechi de auzit, să audă ce zice Scriptura. Și în momentul ăla și-a lăsat mâinile jos. A zis, mie îmi vorbește. Știți ce se întâmplă, dragi frați și surori? Să fii în locul unde se predică Evanghelia și să n-auzi nimic. Ce s-a predicat? Nu știu. Ce s-a spus? Nu știu. Dar atunci ce e acolo? Ce s-a plăcut? Păi mi-a plăcut cum au cântat. Dar nu mai auzi nimic din predică. Și se întâmplă ceea ce spunea Domnul, poporul ăsta mă cinstește cu buzele, cu gura, dar inima nu e acolo. Unde e inima? Poate că e afară. Cine știe pe unde e inima? Frați și surori, fiind în locul acesta, să învățăm de la ucenici și să ascultăm ce zice Domnul. Doamne, binecuvintează-ți poporul. Și uitați-vă, vă rog, oamenii aceștia au hotărât să meargă după Domnul Iisus. Nu i-a mai putut opri nimic. Fără provocare, fără întrebări, s-au ridicat și au mers după Domnul Iisus. Ce frumoasă decizie! Ce frumoasă hotărâre! Mi-ar place să am și eu așa. Să văd că se ridică oameni și să spună, vreau să merg după Domnul Iisus. Nu că e frumos? Așa a fost la Biserica Speranța din Arad, în vremea când era la pod. În timp ce predica predicatorul, s-au ridicat doi în picioare și a spus, vă rog să vă opriți, noi vrem să ne pocăim. Și-a oprit predicatorul predica, s-a rugat pentru ei și a continuat predica și s-au ridicat alții. Duhul lui Dumnezeu lucrează când cel ce predică este om trimis de Dumnezeu. Ăla nu se predică pe el, îl predică pe Iisus. Și cei ce ascultă și sunt în adunare, iau aminte la cuvântul Domnului și iau hotărâri în dreptul lor. Doamne, dă-ne puterea asta. Observați, vă rog, aș pune o întrebare acum de încheiere. Oamenii aceștia au câștigat prin decizia lor sau nu? Păi ce au câștigat? Acum, în primul rând, a zice, au câștigat părtășia cu Iisus. Poate fi ceva mai bun și mai frumos decât părtășia cu Domnul Iisus? Când Domnul Iisus e prezent, până ai nicio teamă. Când Domnul Iisus e prezent, El lucrează întotdeauna binele și fericirea ta. Vă aduceți aminte câtă bucurie e acolo unde intră Iisus? Câtă bucurie a fost în casa lui Iair după ce a venit Domnul Iisus acolo? Câtă bucurie a fost în casa lui Zacheu după ce a venit Domnul Iisus și el a stat în părtășie cu Domnul? Câtă bucurie poate să fie? Numai cel ce experimentează lucrul acesta poate să spună, dar nici el nu poate explica. Pentru că e ceva ce trăiești, e ceva ce numai tu experimentezi, pentru că stai în părtășie cu Domnul. În părtășie cu Domnul, da, să stai acolo, la picioarele lui, cum stătea odinioară Maria, și să asculți cuvântul lui, să asculți ce are Domnul să spună. Mare lucru! Cei doi au câștigat părtășia cu Domnul. În al doilea rând, dragii mei, cei doi au câștigat transformarea lor. Ei au fost transformați. Niciodată n-au mai fost ce au fost înainte. Înainte, fiind cu Ioan, erau ucenicii lui Ioan. Acum sunt ucenicii Domnului Iisus. Un statut nou, ceva mai înalt, ceva ce nu poate fi pus alături de nimic. Erau mai presus acum decât Ioan Botezătorul. Erau cu Domnul, erau ai Domnului. Numai că oamenii ăștia cunosc transformarea. Și din ucenici devin colaboratori. Colaboratori cu Domnul Iisus în lucrarea Lui. Știți ce se întâmplă după ce au plecat de acolo? Unul dintre ei, Andrei, n-a mai avut el liniște. După ce a avut acea dulce părtășie cu Domnul Iisus, după ce a experimentat acolo acea dragoste pe care nici nu poți să o explici, omul acesta s-a dus repede, știți unde? La fratele lui și a căutat fratele. Iosua, tu ești aici acum și fratele tău e aici. Știți ce a făcut Andrei? A mers să-și caute fratele, pe Petru. Acum nu știu care era mai mare, Andrei sau Petru. Cert este că acela care s-a întâlnit cu Domnul Iisus a mers să-și caute fratele. Acum Petru, când l-a văzut, putea să-i spună, fugi-mă de aici că te cunosc eu. Nu știu eu cine ești tu, ce vrei să-mi spui? Păi până ieri era acolo, m-a vis să-mi spui acum, gata, așa, dintr-o dată? Numai că Petru, cred că s-a uitat la Andrei. Și când s-a uitat la Andrei, a văzut, ăsta e un alt om. Numai ăla pe care îl cunoșteam eu.
Măi, parcă privirea ta e alta. Văd în vorbele tale că ai o bucurie lăuntrică, ceva s-a întâmplat. Ce-i cu tine? Și Andrei spune, am găsit pe Mesia, vino, vino și tu. Și iată-l pe omul acesta devenind colaborator cu Domnul Iisus. Cine e omul acesta? Cel ce a mers după Domnul Iisus, cel ce a experimentat cu Domnul Iisus, cel ce a cunoscut transformarea. Frați și surori, poate că ar trebui să ne punem o întrebare. La capitolul ăsta, acum când parcă nu-i la modă să mai chem pe nimeni să fie cu tine în casa Domnului la închinare, mai avem pe inimă râvna asta? Mai avem pe inimă dorința asta? Mai avem în noi Duhul acesta care era în Domnul Iisus, ca și cei din casa noastră? Ca și cei din apropierea noastră să-L cunoască pe Domnul, să vină la Domnul? Dumnezeu să aprindă noi această flacără a dragostei Lui și să ne binecuvinteze. Amin. O, dragi frați și surori, închei aici mesajul din dimineața asta și aș vrea ca și dumneavoastră, ca și mine, să ne mai gândim. 4 cuvinte suficiente ca oamenii să se pocăiască. 4 cuvinte suficiente. Dacă sunt spuse prin Duhul lui Dumnezeu, de oameni trimiși de Dumnezeu, oamenii al lui Dumnezeu, dacă cel ce aude este gata să-și asculte și să ia hotărâri sfinte. Acum, nu știu ce veți face dumneavoastră, dar îndemnul pe care l-am pentru cei trei care sunt aici e acesta. Fiți ucenicii Domnului Iisus. Dacă sunteți azi botezați, nu sunteți botezați, nici să aparțineți fratelui Sergiu, nici fratelui Titus. Sunteți botezați ca să-i aparțineți Domnului Iisus. Fiți ai Lui și lăsați să se vadă în voi chipul Domnului Iisus. El să vă binecuvinteze. Și de asemenea, eu vă provoc în dimineața asta. Pe cei ce sunteți frați și surori, fraților, renoiți-vă legământul cu Domnul. În curând va veni Domnul. Fiți gata. Și ce frumos va fi când ne înfățișăm înainte să spunem, Doamne, n-am putut să merg, dar telefonul a funcționat. Și am chemat și iată că prin harul Tău am rod, că prin telefon se lucrează. Și vin alții și dau telefon. Vreau și eu, frate păstor, vreau și eu. Doamne, fă să fie multe telefoane din astea. Și apoi, nu uitați, prieteni dragi, sunteți aici azi, hotărâți pentru fericirea voastră și pentru veșnicia voastră. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Și ce te vrei?
Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Doamne, suntem aici pentru a împlini porunca Ta și vrem să-Ți mulțumim pentru aceea căror inimă a fost cucerită de Tine și de dragostea Ta și astăzi sunt în haine albe. Mă rog ca Tu să-i binecuvintezi. Mă rog să binecuvintez asistența și mă rog să binecuvintez și actul botezului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Unul care nu era chiar tânăr, avea mai bine de 40 de ani, dar îl chema Iosua, era la începutul unui drum nou. Și el a primit o provocare, a primit un sfat din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a spus așa, cartea aceasta a legii, să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, atunci vei izbândi în lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Mă bucur că în fața dumneavoastră să-l prezint pe Iosua, un tânăr care a hotărât ca de azi înainte să pornească pe un nou drum. Și mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Prietene Iosua, înaintea lui Dumnezeu, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, înaintea familiei, a rudelor tale, a celor care sunt mai apropiați, înaintea bisericii răscumpărate a Domnului Iisus Hristos. Te mărturisesc și te întreb dacă tu crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred din toată inima. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca lui Dumnezeu, eu te botez astăzi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Lasă-te în ultimul. Era o vreme grea în Israel, era vreme de idolatrie, poporul începuse să se închine altor dumnezei și nu mai slujeau Dumnezeului adevărat
Și prorocul Ilie este cel care provoacă poporul, îl adună pe muntele Carmel și acolo Ilie face o rugăciune, care aș vrea să fie și rugăciunea pe care s-o înalți începând cu astăzi, frate Ilie. Și el se roagă în felul următor: Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se vadă astăzi în Israel că Tu ești Dumnezeu, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Prietene Ilie, înaintea lui Dumnezeu, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, înaintea celor care astăzi în zi de sărbătoare sunt prezenți aici și se bucură de faptul că ești îmbrăcat în haine albe, te mărturisesc și te întreb astăzi dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred, din toată inima mea, din toată mintea mea, îl cred și îl recunosc ca Fiul de Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze și să binecuvinteze mărturia ta. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca lui Dumnezeu, eu te botez astăzi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Genunchi, moi, lăsa genunchi, moi. Majoritatea comentatorilor Scripturii spun că înțeleptul Solomon a scris cartea Eclesiastul la sfârșitul vieții sau spre sfârșitul vieții și după ce Solomon a încercat tot felul de experiențe, la un moment dat Solomon are un sfat. Și sfatul pe care îl dă Solomon este acesta: hainele să-ți fie albe în orice vreme și să nu-ți lipsească unde lemnul de pe cap. Mă bucur că în ziua de astăzi, înaintea noastră, să fie prietena Anastasia. Și prietena Anastasia, înaintea lui Dumnezeu, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, vă mărturisesc și vă întreb: dumneavoastră credeți că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul dumneavoastră personal? Da, cred, toată inima, tot sufletul meu, cred. Pe baza mărturisirii credinței dumneavoastră, și la porunca lui Dumnezeu, eu vă botez astăzi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Am mai avut o bucurie în dimineața aceasta. În urmă cu ceva timp ne-am rugat pentru un frate înainte de a pleca spre spital, spre operație. După câteva luni, fratele este împreună cu noi. Cu duh de mulțumire pe fratele Nicoară, îl invit să vină cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu la sfârșit de slujbă în dimineața aceasta. Amin.
și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cer și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi și peste noi, de acum și până în ziua veșniciei. Amin. Vom da slavă lui Dumnezeu printr-o ultimă strofă de cântare, timp în care ne binecuvântăm unii pe alții, apoi ne despărțim mergând spre casele noastre. Poftă bună, după amiază și săptămână binecuvântată împreună cu Domnul Iisus Hristos avem. Domnul vă binecuvinteze în sfatul lui să vă țină, în turma lui să puteți sta. Domnul vă binecuvinteze până când ne-om vedea și înaintea Lui vom sta. El cu noi să fie până iarăși ne-om putea vedea. Amin.